Un bosniac de 2 metri e primul transfer cu care FCSB vrea să se întărească pentru noul sezon. Fundașul joacă la Sheriff Tiraspol și a fost adversar lui Ronaldo în Europa League. Stepan Radelić e omul pe care FCSB a pus ochii pentru a-l înlocui pe Tam. Bosniacul de peste 2 metri are 25 de ani și din iarnă devine jucător liber de contract. 300.000 de euro e prețul pe care FCSB trebuie să-l plătească pentru a-l aduce la începutul sezonului la echipă. Va fi gata lotul ca să nu mai pățiți ca anul trecut să pierdeți puncte la început de campionat prin Liga 1. Ce s-a întâmplat anul trecut nu va mai fi. Vor fi jucători, două echipe, ca să jucăm și colo și colo și colo. O să atacăm toate trei etapele, toate fronturile și cupă. Radelić a fost capitan la Sheriff Tiraspol pe Old Trafford în meciul contra lui United, unde echipa lui a pierdut cu 2-0.